can't buy your love. Don't even wanna try. Sometimes the truth will make you happy. So I'm not gonna lie. But don't ever question it. My heart beats only for you. It beats only for you. I know I'm far from perfect. Nothing like you runs a rush. I can't grant you any wishes. I will promise you the stars. But don't ever question it. My heart beats only for you. It beats only for you. Cause when plac aplauzele, nu? Da. Și mie îmi plac. Dacă m-aș trezi în fiecare dimineață pe aplauze, ce bine ar fi. Miruna, momentul tău a fost, a trecut, acum trebuie să aflăm părerea juriului. Așadar, dragii mei, vă rog frumos, cine dorește să-și expună... Este o părere așa, cum să spun, ne bagi în seamă sau nu ne bagi în seamă? Pentru că, oricum, tu pe scenă ai făcut ce ai vrut tu... Ți-ai pus microfonul unde ai vrut tu, ai cântat cu el cum ai vrut tu. A fost foarte sigură pe ea. Da, da, adevărat. Dar nu știu de ce. Ei, mi-a plăcut. Deci cum adică nu știu de ce? Nu știu de ce a fost sigură pe ea. Pentru că știe că cântă ea frumos. Ea cântă frumos, nu? Da. După părerea ta, da. După părerea mea, ai avut o prezență potrivită pentru piesa asta. Pe bune. Da. Eu acolo își te-aș contrazice, îmi pare rău. Dar de ce? Cam pentru ce că ne place să te contrazicem foarte mult. Pe cam ce ar trebui să facă? Ia, tu ce ai făcut? Nu, nu, dar... Tu ce ai făcut? Stai, că nu vorbesc cu tine. Nu vorbim, mai nu să vorbim cu ea. Acum mă ceartă pe el. Stai un pic, ne scuze. Arată-ne și nouă. Tot despre tine e vorba, da? Despre tine e vorba. Cum arăți tu cuiva că el este felul tău de iubire? This is my... Cum ai arătat tu? Tu? Era acolo în piesă, era în filmul. Era în piesă importantă. Spune-ne. Cum aș arăta eu? Da, nu așa. 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 Am înțeles. Nu, hai să dezlușim misterul din punctul acesta de vedere.
Mie îmi place interpretarea ta, vocea ta într-adevăr este una foarte frumoasă. Însă în piesă se vorbește despre un alt fel de dragoste pe care eu sunt sigur că tu îl trăiești cu totul și cu totul altfel. Tu trăiești o iubire candidă, o iubire pură, o iubire... o iubire fără ce frumos te fugi. Și atunci lucrurile astea le transmiți așa, cu drag, cu blândețe. Aici este vorba de dragoste pasională, de suferință. Așa, bagă! Deci aici trebuie să scoți inima din tine ca să-i arăți celălalt că îl iubești. Adică și la vârsta ta este destul de greu de arătat dragoste cu suferința. Asta e părerea mea, nu știu. Antonia? Latinule, ne-a nenorocit. Ți-am zis deja părerea mea. Și notele de sus l-ai atins foarte bine. Dacă nu le atingea, nu era aici. Bine, bravo. Bravo. Dar putea să dea greș din cauza emoțiilor. Nu există, nu are emoții. Păi, nu ți-aduce aminte din audiții, nu are emoții deloc. Ok, dar putea acum, că ești cele mai mare, mai frumoasă. Nu, că se simte foarte bine, n-am mințit. A zis că ea se simte extraordinar. Miruna, eu nu știu dacă ceața asta rău, de pe scenă... pare foarte rău, dar ceața de pe scenă nu m-a făcut... Nu știu dacă e de la voi sau de la efectele speciale. Mă las? Te las, sigur că da. Îți mulțumesc. E cuvântul vostru, dar nu-l mai încetat și n-ați vorbit cu Miruna. Imediat vorbesc. Deci, în concluzie, acum oricât de mult fum mi-ar băga pe scenă, oricât ar încerca Bordeanu să dea, trebuie câtați în vreodată. Pa, mersi, ai fost plăcut. Asta vreau să auzi, nu?